Au venit și ultimele cifre din partea autorităților române. Iată cum stăm evoluția coronavirus în România. Până astăzi în România avem 74.963 de cazuri de coronavirus. Ne apropiem așadar de 75.000 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Vorbim și despre pacienții care s-au vindecat. 34.196 pacienți declarați vindecați și aproape 9.000 pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Avem și numărul testelor efectuate în ultimele 24 de ore. De asemenea, avem numărul cazurilor noi. Le puteți vedea, 1.346 noi cazuri de îmbolnăvire, fiind cazuri care n-au mai avut anterior un test pozitiv, transmit autoritățile, și numărul deceselor, 3.154 decese, cu mențiunea că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 48 decese, 31 bărbați, 17 femei. Avem și numărul persoanelor internate în unitățile sanitare de profil, peste 7.000, iar dintre acestea 489 sunt internate în stare gravă la terapie intensivă. Iar în ultimele 24 de ore, la aceste cazuri noi, 1.346, au fost efectuate 24.323 teste în ultimele 24 de ore. Iar cele mai multe cazuri noi sunt în București, 173, Prahova, 108, Bihor, 85. Coronavirus în România. Vedem și evoluția COVID-19 la nivel mondial. În lume avem peste 22.600.000 de persoane care s-au infectat cu virusul COVID-19 de la începutul pandemiei până acum, cu aproape 800.000 decese și peste 15.300.000 de oameni care s-au vindecat. America are peste 5.700.000 de cazuri și aproape 200.000 decese. De asemenea, Brazilia se apropie de 3.500.000 de cazuri și peste 100.000 decese. India se apropie de 3 milioane de cazuri și peste 54.000 decese. Informațiile de ultimă oră sunt pe site-ul nostru libertatea.ro, de asemenea date noi și pe pagina noastră de Facebook. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi!